Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni, în intervalul 8 iulie-5 august 2024. Potrivit specialiștilor ANM, pe tot parcursul lunii iulie se va menține un aer tropical cu temperaturi în creștere de la o zi la alta. Vor fi zile în care temperatura la umbră va depăși 40 de grade Celsius. Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în această perioadă în toată țara, cu valori mai ridicate în sudul țării până la începutul lunii august, au anunțat meteorologii care au făcut publică prognoza pentru intervalul 8 iulie-5 august. Săptămâna 8-15 iulie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Cu excepția extremității de sud-est a țării, unde regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal, cantitățile de precipitații vor fi deficitare, mai ales în zonele montane. Săptămâna 15-22 iulie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Săptămâna 22-29 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în sudul teritoriului. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Săptămâna 29 iulie-5 august, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, relatează click.ro.